OneStar Security oferă astfel de servicii, cum spuneți noastră, de 7 ani. Spuneți-ne care ar fi gama de servicii pe care oferiți clienților noastre atunci când e vorba de companii, astfel de clienți. Oferim, cred că, aproape toată gama care ne-o permite legea să o oferim. Și atunci să începem contractele de monitorizare a sistemelor de securitate. Nu sunt doar cele de prezență, da? Sunt și cele PSI, sunt și dispecerate video și consultanță în domeniu, asistență. Discutăm de paza umană, efectivă, la solicitarea beneficiarului. Și sigur, discutăm și de paza bunurilor transportate între centrele acestor beneficiari, acestor companii. Transportul respectiv se poate desfășura pe 3 căi în momentul de față în România, în loc. Este naval, rutier și cale ferată. Cel mai preponderent este în momentul de față și cel mai solicitant este cel CFR și cel naval. Fiecare componentă în parte, la rândul său, este reglementată de tot o altă lege. Și atunci, soluțiile de securitate trebuie să vină în concordanță cu legile respective. Nu poți să aplici aceeași soluție la fiecare transport. De aici se naște complexitatea subiectului. De aceea este bine ca o companie decât să-și dezvolte un compartiment separat care se ocupe numai cu așa ceva, plătind o sumă negociată și a creat liniște și a creat siguranță în activitate și oricând are un sprijin lângă noi. Asigurăm inclusiv însoțiri de persoane pe teritoriul național. Avem clienți care au primit delegații străine, care cu ocazia sosirii lor s-au desfășurat anumite evenimente mai speciale, să le denumim așa. Toate aceste evenimente, protecția lor, îndrumare, transport, cazare, au fost asigurate de pe vreme.